Salut! Suntem la baza sportivă de la Znagov pentru că am aflat ceva foarte important. Două echipe au câștigat medaliile de argint la campionatele mondiale și în total 7 echipe merg la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Așa că mergem să le fac magie și să le iau argintul pentru că urmează să am și o botez și vorba aia, trebuie să plătesc formația, trebuie să plătesc mâncarea, alea, alea. Și dacă o să mai vină un copil în 2020, aștepta ori acum de la Olimpiade, că ori să se întoarcă, că vor să urce iar din nou pe podiu, că sunt foarte buni. Haideți să vedem. Să rămână la dumneavoastră, voiam să mă opresc. Vreau să, sigur, să vă felicit pentru toată activitatea și pentru că susțineți această bază. Am pregătit un număr de magie special pentru echipa României. Dumneavoastră luați o singură carte de oriunde doriți. Da. Semnați-o, puteți scrie și România pe ea. Pe față sau pe... Pe față. Am înțeles. Ia să vedem ce mi-este. Arătați-o la cameră cum e semnată. Spuneți stop când doriți, spuneți stop. Stop, aici, da? Vreau să puneți cartea, puneți vreo carte în pachet. Toate cărțile vin peste cartea dumneavoastră. Da. Uitați-vă puțin, o să las cărțile astea jos. Asta vreau să se întâmple la Olimpiada de la Rio, da? De la Tokyo. De la Tokyo, așa. Atenție, cărțile sunt jos, toate echipele pleacă de la start, da? Da. În momentul ăsta vreau să dați dumneavoastră start. Pe locuri fiți gata, start. Pe locuri, fiți gata, pleacă. A plecat și o singură echipă pleacă mai departe, fără să ating cărțile. Luați dumneavoastră cartea, n-am atins cărțile, nu mă ating de acea carte și vă rog să vă uitați la ea. Luați-o dumneavoastră ușor, întoarceți-o către cameră. Doamne, deja mi-e frică de tine. Aia e, vă spun eu. Deja mi-e frică de tine. Luați-mă, vă rog, la Tokyo, pentru că nici nu știți ce pierdeți. După ce a convins-o pe Elisaveta Lipă de puterea sa, magii și-a îndreptat atenția către sportivii care se pregătesc pentru Olimpiada de anul viitor. Bună ziua, fetelor! Bună ziua! Vă mai frumoase sunteți. Nu? Ce faceți? Bună! Aș vrea să vă fac câteva numere de magie, dar să puneți și voi o miză, gen o medalie de argint. Înseamnă că una e la tine. E la tine una? Fetelor, am aici un pachet de cărți. Toate cărțile sunt diferite. Pe spate sunt albastre toate. Vreau să iei o carte, te rog. Orice carte vrei tu, de oriunde vrei. Ai luat-o de unde ai vrut tu. Uită-te la ea să vezi că este o carte normală. Arată-o tuturor să vadă toată lumea. Opa, ai tras cartea norocoasă. Pune, te rog, stop unde vrei. Spune stop unde vrei. Stop. Pune cartea în pachet, este albastră, vezi? Suflă, te rog. E, și în momentul acesta, ceea ce vă doriți voi cel mai mult și câștigați de fiecare dată prin muncă, este să fiți diferiți de ceilalți. De fiecare dată ați ajuns pe podium. Și asta e fix cartea ta. Asu numărul 1. Îți doresc ca la Olimpiada de la Tokyo să ieși numărul 1, da? Atenție, întorc cartea, vreau să țipar mai exact așa, adu-o jos, adu-o jos, aici. Spune tu și tu stop cândva, spune stop. Stop. Aici. Ia-te rog cartea, uite-te la ea, arată-o, te rog, la cameră. Pune-te rog cartea în interiorul pachetului, ții minte ce carte ai avut și uite cum îți se schimbă culoarea. Hmm. Sunteți echipă, voi două? Nu. Da, ați lucrat împreună? Păi lucrează împreună. Da, lucrăm. Aici, da? Înseamnă că uite puțin la cartea aia, ia întoarce-o. Ok. E cartea ta? Da, e. Aveți telefon la voi? Nu, ne e frică să-l scoatem. N-aveți telefon? Ai telefon? Deci, deschide o pagină de internet, gândește-te la un oraș, orice oraș din lumea asta. Gândul sare la Tokyo, pentru că anul viitor urmează să te duci la Tokyo, dar l-ai șters în minte. Te-ai gândit la Tokyo, este adevărat? Da. Știu tot. Ai un oraș în minte, da? Da. Am scris orașul, las telefonul, atenție, cu fața în jos. Poate să fie Constanța, Sighișoara, nu contează, telefonul l-am lăsat. Spune tare, la ce oraș te-ai gândit? Nu mai știu. Te rog, Bangkok. Deci omul ăsta din Suceava este incredibil. Sper să iei o medalie la Tokyo. Vreau să iei telefonul tău și să-mi spui dacă acolo este orașul Tokyo. Dacă am scris, fără să, atenție, am lăsat telefonul tău acolo, nu-l mai ating, ia te rog telefonul și uită-te la el. Ai internet? Da. Nu cred. Ai o medalie de argint? Dă-mi-o, băiatule, să fac și o treabă acolo. Impresionați de trucurile lui, campionii i-au oferit lui Robert Tudor un tricou magic care să-i sporească puterile. Nu știu dacă voi vă dați seama, dar
Pentru mine ăsta valorează mai mult decât 10 medalii de aur. Vă mulțumesc mult de tot, din suflet vă mulțumesc. Pentru că știu câtă muncă depuneți aici și v-am văzut mâinile. Da, deci... am văzut mâinile. Eu eram curios să văd cum stă tricoul. Vă mulțumesc încă o dată din suflet și întregii echipei la Măruță. Mulțumesc de tot. Eu trebuie să vă aplaud pe voi. Vă mulțumesc mult de tot pentru această zi minunată. Mulțumesc! Acum văd într-adevăr că voi faceți 30 de kilometri pe zi. Nu la un antrenament, nu pe zi. Stați așa că n-am înțeles. Te-am băgat în ceață, nu? Deci 30 de kilometri la antrenament și faceți câte două antrenamente pe zi? Plus sală. Dar nu doar apă. Plus sală? Plus sală. Mama mea. Plus bicicletă. Și acum ne-ai gândit că, mă rog, că trebuie să facem la al doilea antrenament, așa că trebuie să sunt cu băieții aici pe acolo. Ești cu băieții. Da. Vă mulțumesc mult de tot, mersi. Și o zi minunată. Felicitări mersi pentru toată treaba pe care o depuneți aici. Hai. Magi, hai să hai, împingi. Mergem la Tokyo? Mergem. Mergem papa la Tokyo. Ei merg sigur, tu nu știu. Împingeți, băieți. Hai da, acum. Ei, alu, băieții, ne vedem la Tokyo! M-a dus să iau medalia de aur! Ia uite, băi! E bun! E foarte, foarte bun, prietenul nostru magicianul Robert Tudor! Sper că nu te duci totuși cu ei la Olimpiadă, că am văzut că le iei din viteză. Că dădeai mai ușor la vâsle tu. M-am învățat cum să fac racu. Racu, racu mi-am înaintea pus să ta dau... plantă, colegul da? Nostru, a făcut antrenamente chiar cu Elisabeta Lipă. Deci tu calci pe urmele lui Plantă. Ce să fac? Să-ți mai dai un pic din elan. Da. Că l-am pe prietenul meu acolo. Haideți să te arăt un număr haios de magie. Hai.